Salutăm, salutăm, salutăm! Suntem într-un BMW X7M din 2020 care arată bestial, full automat aici, inserții cu M, tot ce trebuie, volan cu display, heads-up display în el, volan de BMW frumos cu... uite că am și claxonat cu inserția de M pe el, piele, panoramic, colorat, nu așa oricum ca să intre soarele, ce mai avem aici? Heads-up display nu are o navigație destul de generoasă, care bineînțeles că este funcțională și este pe tot. Mamă, dar ce mișto e că e așa de mare asta. În rest, hai să vedem cum se comportă mașina, suntem în oraș și hai să-i dăm drumul să vedem cum se comportă mașinuța asta în oraș. Dacă sunteți noi, nu uitați să dați un follow atât aici pe TikTok cât și pe YouTube. Oho, dar ce bine se aude! Pe unde ieșim noi de aici? În parcarea asta, cred că pe aici. Ia să vedem, stânga-dreapta, putem să o luăm pe oriunde, nu contează, hai să facem dreapta. Acolo. Uite că avem un drum drept aici și dăm tare. Dus în decor. La Balamuc. Bun. Ne-am dus la Balamuc. Dubla 2. Mașina e foarte puternică. O să vă arăt și puțin din exterior. Să vedeți cum arată. Data asta facem stânga. Lăcări, tot ce trebuie, adică nu, n-ai treabă. Ai tot ce vrei pe mașina asta. Îmi place display-ul ăsta așa colorat. Mov. Și cred că se schimbă, ia stai să aprindem noi repede luminile. A, ba nu, n-are. Credeam că are ambiental, dar nu are. Pac, pe aici, frumos, eu și frumos e afișul acolo. În Japonia aici, sigur. Hai să intrăm aici, în părculeț. Avem voie să intrăm? E, și dacă nu avem voie, tot intrăm. Da, băieții, asta e mașina, arată bengos, din punctul meu de vedere, arată foarte bine. După cum puteți vedea, modul e făcut foarte mișto. A, uite, avem tablete în spate, acum nu putem să ne băgăm în spate, dar avem și tablete pe scaune, tot ce trebuie. O nebunie. Până data viitoare, fratele vostru vă salută și vă respectă și ne vedem în clipul următor. Respecte!